Salutare și bine v-am găsit la un nou tutorial pe creativemonkeys.com, mă numesc Alex și în acest tutorial ne vom uita peste materialele din scenă. Așa că vom sări direct în Max, aceasta este compoziția finală din care am făcut și randarea aceasta. Și o să trec direct în Material Editor și ne vom uita peste primul material care este denumit couch Mat, deci este materialul pentru uh, canapea. Este materialul este destul de simplu, am folosit un diffuse alb sau alb puțin spre gri, pentru că niciodată nu este bine să avem un alb uh, pur în scenă și sau negru pur, uh, am folosit un pic uh, de reflect cu frenel Reflections spornit și cu Reflection Glossiness la 0,8. Uh, așa arată mapul de reflexie și o să vedeți în postprocesare de ce este important să avem uh, un reflection map chiar și pe, o, pe, pe un material de textilă și am folosit și un bump map. Cam, cam atât este pentru materialul de, de couch, dar ce am mai folosit a fost acele displacement map generate de, de programul Topogun. Și le vedem aici, este, am pus un Vire Displacement Modifier pe o bucată cu 3D Mapping, am pus Displacement Map-ul generat și puțin modificat în Photoshop, cum v-am arătat și atunci în tutorialul respectiv, un amount de 0.8 cm, edge length de 4 pixel, 256 de subdiviziuni, cum este și Setarea de default nu ne trebuie mai mult, și keep continuity on. Bun, acum trecem la materialul de piele folosit la perna aceasta. O să vedeți și în randare, Da, este perna uh, puțin uh, random, să zic așa, din punct de vedere a uh, flapurilor de piele. Și textura arată cam așa, este o textură total custom-made pentru acest obiect, deci nu este o textură de piele aplicată cu un UVV mapping așa standard, planar, ci este chiar făcut, am pus și aceste cusături și se văd, se văd în randarea de close-up. Arată cam așa, am pus un diffuse, un reflect și un bump. Și vreau să vă arăt toate cele trei uh, mape. Deci odată este acest diffuse, după care am uh, pus acest bump și puteți vedea este bumpul uh, făcut negru-alb. Așa ca un bump map standard, și mai este acest reflection glossiness care negru nu reflectă, alb reflectă. Bun. Și am ajuns la materialul uh, un negru metallic, negru vopsit oarecum, și uh, este acesta din, uh, din scenă. Acesta și acesta. La el am folosit un reflect, re, uh, refract și frenel reflections. Mapul pentru reflect și refract este unul găsit pe net. că Am căutat dirt maps și uh, am găsit așa ceva care mi s-a părut că este perfect pentru scena aceasta l-am modificat puțin și l-am pus nu este nimic super SF legat de acest material am mărit subdiviziunile și în loc de reflect total negru cum este de obicei făcut am pus un pic de alb să fie o combinație între acest gri deschis și textura folosită după care la, am, folos, am pus uh, în acest artwork, am folosit niște frunze și le-am făcut uh, cu frunze găsite pe net și, din nou, modificate puțin, am pus la diffuse, reflect, refract și bump și opacity. Da, este uh, un material destul de, de standard. O să vă arăt și uh, texturile folosite. La aceasta este o textură destul de high-res, pe care am găsit-o tot din nou la prietenul nostru, Google. Opacity este acesta. Vedeți că este puțin lăsat uh, să fie opacitatea și uh, prin leaf, prin frunză. Și Reflection Map-ul care este acesta. Din nou. Să reflecte mai mult, mai puțin. Să fie un joc de reflexii. Și vreau să vă arăt cum, cum arată și geometria. Este așa. Geometria pentru acest um, obiect. Bun. Um, mai rămâne sticla. Sticla folosită în, în acest caz aici. Vreau să vă arăt și geometria sticlei: în care am pus și un pic de apă. Am folosit reflect, am pus un pic de falloff. La bump, un pic de noise. Noise-ul este direct generat de, de program. Size 1 și color așa și putem vedea și în randare că ne oferă un mic noise și în refraction. Așa. După care sticla având o culoare galbenă am pus la fac color culoarea aceasta de muștar, să zic așa. Si focolorul uh, multiplier la 0,45 cu efect shadow spornit, refractul la alb pur și uh, cam atât. Sticla mai este această, acest material de ceară uh, folosit la. Uh, luminarea pe care am făcut-o împreună în modbox Am folosit Vray Fast SSS 2, deci Subsurface Scattering, cu un preset de custom și puteți vedea și voi aici setările. Nu am folosit niciun map și totul a ieșit în regulă pentru că nu este un obiect major în scenă, doar trebuie să ne dea efectul de uh, scattering. Și acum vreau să vă arăt un pic despre covor. Covorul este uh, un box simplu modificat cu un pic de noise. Setările pentru, uh, pentru covor, și deci pentru firele de de covor am folosit uh, hair hair and fur modifier din Max. Hair count-ul l-am pus la 500.000 cu 5 her uh, segments și la materiale uh, am folosit un uh, material simplu din Devirei care este așa este un material uh, simplu, fără reflect, chiar doar un diffuse. Și acest carpet diffuse, textura a fost, uh, am făcut-o în, uh, în Photoshop, este una simplă cu culorile din referință, culorile pe care le are chiar covorul și cu un uh, noise modifier aplicat. De fapt, nu un noise modifier, ci un noise filter în Photoshop e filtru, în Max e modifier. Așa, ce setări am mai folosit? Am folosit un pic de clumping, 152 de clumps cu strength de 005, un pic de fizz, un pic de kink, deci cam toate setările puțin. Și ce am modificat un pic la style hair, am făcut ca colțurile să fie puțin culcate. Așa, ca materiale mai speciale din scenă ar fi materialul încadramentului de la geam. Da? Vedem că nu este total alb, nu este total din lemn. Este o mică combinație între lemn și paint. Și acesta este făcut cu un material de virei blend, ca base material am folosit uh, un material de vopsia, un diffuse gri deschis, gri foarte deschis, cu reflection glossiness și cu bump, iar ca al doilea material am folosit un uh, material de. Uh, pardon, nu este chiar acesta, dar. Și acum materialul de încadrare este un pic mai special, este un V-Ray Blend MTL. Pentru base material am folosit uh, un uh, diffuse alb, un gri extrem de deschis, o reflect, o reflection glossiness la 0.9, 36 de subdiviziuni și frenel reflection pornit și cu un bump. Iar la al doilea material este un material complet de lemn. Un lemn fără, fără reflect, fără nimic. Cum este un material de lemn simplu. Iar, ca și combinație, ca și blend amount, am folosit o, un map generat în Photoshop care arată cam așa. Părțile negre vor fi vizibile, iar părțile albe nu vor fi vizibile așa de mult. Este un cu contrast foarte, foarte mare, după care am aplicat peste el un um, Scratch text, Texture să fie puțin mai, uh, mai random. Așa. Și ca final de tutorial, va fi ce vreau să vă mai arăt, este ca fiecare obiect din scenă. Acesta este creangă făcută de mână, modelată cu spline uh, și după aceea în, uh, în editable poly. Eu am aplicat un unwrap UVW după care am aplicat o textură. Ca material de perete, uh, peretele este o textură mare cu bump. Iar peretele de uh, cărămidă este un uh, material simplu. Am luat o textură de pe cgtextures.com care arăta așa, pe care am desaturat-o și am modificat-o să arate așa. Um, I-am dat blur, am uh, accentuat părțile negre, uh, să aibă efectul. Acesta. și am dat Displacement pentru că cu Bump arăta destul de, de bland, să zic așa, și am folosit un v Displacement Modifier 2D Landscape, Amount 09 și la Resolution 1024, Precision 16. Și cam atât. În rest, materialele sunt chiar simple. Mai avem aici un material de fier sau, mă rog, aluminiu pentru um, pentru aceste mânere de la geam. Material de plastic alb pentru. Um, Așa, material de plastic alb pentru lampă, lemn, la fel simplu, la fel și aici este un lemn simplu, și aici este un material de textilă din nou simplu, nu este nimic mai special, ce a fost mai special v-am arătat. Așa că ne auzim în tutorialul următor în care vom face setup-ul de lumină.